data de 9 noiembrie 2020 a avut loc o videoconferință cu doamna ministru Monica Nisie, la care au participat inspectorul școlar general, inspectorul școlar general adjunct și directorii centrelor județene de resurse și asistență educațională. S-a decis ca fiecare inspectorat școlar, prin intermediul Căjuraie, să pună la dispoziție zilnic, de luni până vineri, în intervalul oral 8-16, o linie telefonică de consiliere destinată elevilor și părinților. Aceștia vor fi sprijiniți de către specialiști pentru a gestiona mai ușor această perioadă în care este nevoie de îndrumare, sprijin emoțional și consiliere. Linia telefonică la care răspund consilierii școlari de la Căjuraia Suceava este activă începând de data de ieri, 10 noiembrie. De asemenea, pentru a veni în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice, consilierii școlari vor participa și la orele de dirigenție când vor fi invitați. Numărul de telefon la care pot apela persoane din județul Suceava care au nevoie de consiliere este 0330 401 279. Complementar, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava va organiza și sesiuni online pentru profesorii diriginți, cât și pentru părinți, sesiuni care au drept scop sprijinirea eforturilor de gestionare a diferitelor situații cu care se pot confrunta în această perioadă.